Am făcut și noi o ieșire fără copil, după 10 luni de zile de când e copilul. Și ne-am luat de mâncare niște ouă de prepeliță, nu? Dar foarte, foarte interesante. Așa, ouă de prepeliță și chestiile astea au, nu știu ce. Rabas de calamar, nu știu să le traduc. Eu cam mare gălăgie aceea și nu știu dacă o să mă înțelegeți. Da, totuși. E frumos că am putut să ieșim și noi așa, jumătate de zi, să ne distrăm. Bine că suntem cu pungile de cumpărături după noi. Am cumpărat mâncare de câine, mâncare pentru casă și... Da, e ok. Suntem departe de casă și liniștiți. Noi am ieșit la cumpărături. Lucas, până ți tati probează, noi stăm și mâncăm o căpșunică. Bravo! Ce părere ai, Lucas, despre Primark? Nu te interesează, așa-i? De dacă mie nu-mi cumperi nimic, nu mă interesează. Lucas. Sí? Es como un 44. Vete, corre. Măi, dar ți-a ieșit pițorul pe jos, măi. Ce ai făcut, măi, Mickey Mouse? Mickey Mouse! Mickey Mouse! Lucas! Ce-ai acolo, mami, o sticlă? O sticlă de plastic. Atâtea, da, atâtea jucării cât are mami pentru tine și tu ai o sticlă. Lucas! Lucas, mami, o sticlă de plastic ai tu acolo. Serios! Ne-am trezit de dimineață și mergem după tortul lui tati, că astăzi e ziua lui. Și i-am făcut tort o minge de fotbal foarte faină. Și mergem de vreme după aia, pentru că mai avem de făcut cumpărături, mi-am de cumpărat o grămadă de chestii pentru bar. Trebuie să fac, cred că, un vlog despre cum s-a schimbat viața mea. M-am schimbat de unde stăteam, deci practic m-am schimbat de județ. Și m-am schimbat de casă, logic, m-am schimbat de multe chestii. Și o să vă, cred că o să vă povestesc. Nu am avut timp între faptul că ne-am mutat, între faptul că am început cu un bar, deci efectiv e o nebunie, e o nebunie. Lucas deja e mare, se uită pe geam. Te uiți pe geam, mami? Mami, te uiți pe geam? Zi, mama! Lucas, mama! Da, sigur, el dă cu sticla în geam. Are o grămadă de jucării, dar el preferă sticlele de plastic stâlcite și preferă telecomanda și preferă rujul meu și preferă crema lui de cur și chestii de genul. Bun, v-am salutat că pornim la drum. Am stat puțin să încălzească mașina și să vă povestesc. Vă arăt după aia, o să vă arăt tortul pe care l-am cumpărat. Eu sper să fie super tare și să fie bun, de fapt tare, să fie bun și fain și să-i placă. Lucas, care e problema ta? Ai aruncat toate jucăriile și te-ai dezvelit. Aha. Ce nu-ți convine? Că nu vezi cu un ochi? Zi, mami, nu văd cu un ochi. Nu văd cu un ochi. Ai umplut acolo de pâine în spate, ai umplut mașina de marfă și... Bine, că tu ai loc, așa, ai că ai loc. Da, tu ai loc, iubire, ai. Am fost după tot ce am avut de cumpărat. Când mă văd. Și mergem spre casă. Bine, mai fac o chestie. Am oprit. Mergem spre casă, mașina super încărcată. Am cumpărat și... Dacă tot sunt oprită. Dar jos centura. Am cumpărat și magdalene. Da? Trebuie să ne oprim la loc comandă. Să mâncăm. Da, mă, mică, mie mi-e fomică. Mie mi-e fomică, mami, da? Și mie trebuie să-mi dai de mâncare. Așa că ne-am oprit cu avariile. Bine că s-ar putea parca aici, dar au băgat niște tomberoane și nu înțeleg de ce le-au băgat, și apoi m-am pus lângă ele și mâncăm lăptic. Mâncăm lăptic. Na, 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 na.
Bravo, mami, bravo, asta mănâncă lăptic, mami, bravo. Cine zicea că nu e obositor să faci cumpărături? Am rămas în supermarket cao. Cao, mami, cao. Lucas, câți ani împlinești? Câți ani împlinești, Lucas? Lucas! Lucas! Lucas, tarta! Și vreau să mănânc tarta. Tortul, mami, vrei să mănânci tort? Tu ești tare ca să mănânci tort.